și bineînțeles Consiliul Local și Primăria Municipiului Bistrița. Ediția din acest an a festivalului va aduce, așa cum ne-a obișnuit deja, muzică de calitate, dansuri și momente de teatru medieval, spectacole cavalerești, târgul de vară al sașilor bistrițeni, bursa meșteșugurilor tradiționale, evocarea unor momente istorice, adică tot ce este necesar pentru o asemenea sărbătoare să fie pe placul publicului. Bistrițenii au venit în număr mare la spectacolele organizate, pietonalul dovedindu-se neîncăpător pentru toți cei care au dorit să asiste la festivități. Între formațiile invitate cu această ocazie la Bistrița s-au numărat și Eternum, Corvinia, Truverii și Menestrelii Veacului 21, Mircea Baniciu și Vladi Cnejevici. Aceștia din urmă au încheiat seria de spectacole cu un recital de excepție. Dintre momentele cele mai așteptate la această ediție a serbărilor Bistriței medievale a fost desemnarea domniței Bistriței, dintr-un număr de 8 participante. În cele din urmă, după mai multe probe pe care fetele au trebuit să le depășească cu succes, cea care a reușit să ia titlul de domnița Bistriței este Maria, elevă la Colegiul Național Liviu Rebreanu. Premiul câștigat de ea a fost o rochie medievală unică, oferită de creatoarea de modă Tina Olari.
Sunt finala cel mai râvnit titlu din această seară și din această cetate. Este vorba despre cel mai mare și mai important premiu care se acordă cu titlul de Domnița Bistriței cui altcuiva cine nu are nimic în mână. Domnița Maria! Domnița Maria! Jurul așa deliberat, acum este și rândul dumneavoastră, mai avem și premiul. Stați puțin, opa! Butelia de vin aferentă. Am încoronat-o. Foarte frumos. Mulțumim și vinul cavalerului. Se oferă câte o sticlă de vin domnițelor participante. Și juriului ce? Și juriului mai târziu, puțin, mai fetelor. Târziu. Nu sunt nici majore și le dați vin. Mă rog, dar sunt domnițe și e normal. Atât bistrițenii cât și invitații care și-au instalat tarabele pe pietona au fost în general mulțumiți de organizarea evenimentului. Florin Săsărman promite că la anul va fi și mai bine. Sărbările bistrițenii de trei ori pe cenușa au ieșit foarte bine. Sunt foarte mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat aici. Practic am avut două zile, sâmbătă și duminică, cu pietonalul plin, vizitat de bistrițeni și de turiști pe tot parcursul zilei, exact ceea ce am dorit. Iar la orele serii spațiul a fost aproape neîncăpător. Spectacolele au ieșit foarte bine. Toate ecourile care au ajuns la noi au fost la superlativ. Cred că am stabilit un nivel destul de ridicat, un nivel destul de ridicat al unei manifestări artistice de acest gen, de pietonal din centrul istoric al orașului și nu ne rămâne decât să încercăm ca și în anii următori să păstrăm acest. Ce invitația mă? În general, pot să spun că toate trupele pe care le-am invitat și-au făcut treaba foarte bine. Aș evidenția show-ul pe care l-au făcut, de altfel eu mă așteptam asta, cei de la Holodeck din Ungaria, formație de cimpoaie și tobe, care oriunde s-au aflat și au început să cânte, au adunat publicul. La fel am avut meșteri populari, meșteri fierari, breslași, cum le zicem noi, care au impresionat prin meșteșugul lor, prin tehnica lor de lucru, o tehnică tradițională. Am avut însă și formații bistrițene și formații de mici cavaleri și domnițe care au impresionat publicul, au susținut spectacole. Asta înseamnă că viitorul este asigurat. Adică precedentele două ediții au trezit gustul pentru un festival medieval la Bistrița și ediția din acest an a confirmat acest interes. Aștept ca pe viitor să fie din ce în ce mai bine. Evenimentele desfășurate în acest weekend pe pietonalul Liviu Rebreanu s-au încheiat la înălțime, prin prezența pe scenă a lui Mircea Baniciu și Vladi Knežević, care au trezit la viață întreaga Bistriță și au creat o atmosferă excepțională. Vremea va fi în general instabilă, cerul va fi mai mult noros și pe aree extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină. Local la munte, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 35 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 23 și 26 de grade Celsius. Sărbările Bistriței medievale s-au desfășurat în acest sfârșit.